Bună seara și bine v-am regăsit. Începem emisiunea Dale Buzoianului, iar în studioul Campus TV în această seară este primarul municipiului Buzău, domnul Constantin Toma. Bună seara, domnule primar, bine ați venit. Bună seara, domnul Magda Ionescu, bună seara buzoienilor. Vă mulțumesc pentru prezența. Aș vrea să le spunem telespectatorilor că în prima parte a emisiunii puteți să transmiteți întrebările dumneavoastră prin intermediul SMS-urilor, iar în a doua parte puteți interveni în direct prin telefon. Vorbim în prima parte mai mult despre ce se întâmplă concret în Buzău și despre ce s-a întâmplat în primele luni, pentru că avem un bilanț. După primele trei luni ați făcut mult mai multe decât se așteptau mulți, i-ați deranjat, e adevărat, și pe alții, dar aș vrea să știu din punctul noastră de vedere ce e bun după trei luni de când ați devenit primar. Așa, într-o sinteză, foarte sinteză, cea mai sinteză, ca să spun așa, cred că am început să câștig încrederea oamenilor și cred că ăsta e lucru cel mai important. În al doilea rând, cred că măsurile astea luate ca să reducem cât putem de mult costuri și să atragem și alte venituri, a început să dea roade. Am intrat în acest an cu 221 de miliarde vechi datorii rostogolite din anul trecut, respectiv 4,66 milioane de euro, la care s-a mai adăugat în primele șase luni, datorită arieratelor, deci plăților întârziate mai vechi de 90 de zile, s-a mai adăugat încă 1 milion de euro. Deci am plecat practic cu un handicap între astea șase luni, de astea trei luni, încă nu s-au terminat șase, de 5,6 milioane de euro, practic sume care în mod normal le aveai în buget, puteai să faci mult mai multe lucruri. Am reușit, s-au recuperat peste 2 milioane de euro până în momentul ăsta și dacă lucrurile merg așa cum sunt gândite și se acționează în aceeași direcție, până la sfârșitul acestui an vom acoperi toată această datorie și vom putea în sfârșit de anul viitor, cred că va fi primul an după foarte mulți ani, în care vom putea respira și vom putea avea grijă să ne îndeplinim proiectele pe care le vom fixa prin bugetul anului 2017, care va fi aprobat de Consiliul Local, probabil până la sfârșitul acestui an. Spuneți-mi cum ați reușit strângerea acestor bani la buget, o sumă destul de mare totuși. Este mare, așa cum știți, am plecat cu un grad de încasare, un grad de colectare foarte mic, în jur de 22%. Au fost foarte, foarte mari eforturi din partea salariaților din primărie. Au fost mult mai deciși ca altă dată, s-au trimis o mulțime de titluri executorii, o mulțime de notificări, au plecat într-o singură zi vreo 40.000 de plicuri la buzoieni de-ai noștri care nu-și plătiseră datoriile la timp, dar nu avem ce face, nu trebuie să ne înjure pe noi ca angajații ai primăriei, ci trebuie să ne plătim cu toții dările ca să putem face ceva din orașul ăsta. Deci, pe de o parte, aceste acțiuni, pe partea cealaltă, bineînțeles, așa cum se știe și din cauza asta am declanșat și mai multe nemulțumiri, mai multe cercuri, dar destul de restrânse. Am redus cât am putut de mult cheltuielile, care foarte multe dintre ele erau inutile sau erau exagerate. Deci am reușit, datorită celor două politici, pe de o parte să mărim încasările, pe partea cealaltă să reducem cât putem de mult cheltuielile. Bineînțeles că câmpul este vast, mai este foarte, foarte mult de făcut, pentru că deocamdată n-am reușit să intru așa în aceste companii din așa zisa subordinea primăriei sau a primarului. Vorbesc companiile în care municipalitatea Buzăului este acționar, pentru că acolo se cheltuiesc foarte mulți bani și o mare parte din acești bani vin tot din banii care se strâng la municipiul Buzău de la buzoieni. Deci este o luptă continuă. Astăzi am reușit să avem un nou Consiliu de Administrație la Transbuz. Avem deja un director interimar acolo, rezultatele au început să se vadă. De exemplu, luna august, încasările pe luna august 2016 față de încasările august 2015 sunt cu 70% mai mari. Și în fiecare lună sunt tot felul de surprize. Bineînțeles și cu niște măsuri care nu mă fac foarte popular. Mi s-a sesizat faptul că o mulțime de angajații ai primăriei, ai companiilor din subordinea primăriei, circulau numai pe bază de legitimație gratuit.
Bineînțeles, am interzis acest lucru deoarece este ilegal. Există o hotărâre de guvern până în 2001 pentru, sau 2006 pe această temă. Bineînțeles că au sărit, da, dar noi ne ducem și interes de serviciu. Foarte bine, decontăm tot. Dacă nu plătiți din buzunar bilete și veniți cu ordin de serviciu să-l plătiți, dacă nu luați avans spre decontare și treburile merg mai înainte, pentru că trebuie să respectăm cu toți legea. Bineînțeles că chestia asta nu mă face popular încă o dată, dar cel puțin pentru angajații primăriei, dar nu avem ce face, trebuie să înțelegem cu toții că trebuie să respectăm legea. Vorbeați puțin mai devreme despre companiile din subordinea primăriei și chiar dacă au trecut 3 luni, într-adevăr, un termen scurt de când ați devenit primar, nu ați reușit să faceți ceea ce vă doreați cu structura Consiliului de Administrație al Companiei de Apă. Ce se mai întâmplă în relația dintre dumneavoastră și managerul Companiei de Apă? Deci eu nu am treabă cu acest manager care mi-a făcut, așa cum știți, și plângere penală la DNA să fie primită. Plătește niște, așa zici, ziariști care nici măcar nu-și dau numele unei și îl dau pe diferite canale și mă înjură în toate felurile, mi-au creat porecle, inventează tot felul de chestii, se fură documente din primărie și să dau acolo și nici măcar nu înțeleg nimic. E rupe un document, înseamnă resurse umane, pentru că eu trebuie să semnez 700 de documente pe zi și am niște prescurtări care sunt înțelese în primărie. Și am scris pe colțul la o hârtie ERU, conformare. Și a zis, rog urgent, conformare. Nu, ERU înseamnă resurse umane și așa mai departe. Dar m-am obișnuit cu chestiile astea și mergem mai departe. Deci cu compania de apă, în momentul ăsta, săptămâna asta au fost deja 2 termene la instanțele din Buzău. Într-una, compania de apă s-a prezentat cu o firmă de avocați din București. Astăzi, unde am cerut prin instanță convocarea adunării generale, s-a prezentat o firmă de avocați din Cluj. Trebuie știut aici, o să punem o întrebare și la Curtea de Conturi, pentru că nici primăria, nici societățile din subordinea primăriei, dacă au aparat propriu juridic, nu pot angaja firme de avocați. Deci sunt alți bani cheltuiți din banii noștri. Pe partea cealaltă am fost astăzi fericită, e foarte prea mult spus. Mulțumit oarecum că în sfârșit, datorită presiunilor puse de domnul deputat Marcel Ciolacu, s-a reușit convocarea adunării generale la ADI, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, care de fapt are un cuvânt greu de spus în managementul companiei de apă, prin modificările făcute de fosta conducere a primăriei și de ADI, într-un timp recent, vorbim de înainte de alegerile locale, au modificat aceste documente și practic această companie, dacă ar rămâne pe acele documente, ar fixa pentru totdeauna că această societate este a familiei Tescaru și al acoliților. Deci ne luptăm. Vin acum de la o întâlnire cu un grup de pensionari, ne luptăm să recuperăm această companie pentru că este bine pentru toți buzoienii, pentru că trebuie să vedem ce e aici, ce putem cu apa meteorică să facem, ce putem face cu prețul apei, ce putem face cu investițiile care vin acum, pentru că apa în continuare este proastă și este foarte scumpă și trebuie să facem ceva în această direcție. Convocarea ADI are loc săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare pe 6, la sala Filipescu, Consiliul Județean, la ora 11. Și așteptați să se clarifice măcar puțin este toate aceste Este un prim pas, pentru că în această asociație de dezvoltare intercomunitară sunt 35 de UAT-uri, Consiliul Județean și 34 de localități, inclusiv Buzău, bineînțeles. Dar votul primarului este un vot simplu, chiar dacă și cotizația plătim 75%, și proprietari suntem 75%, așa s-a făcut acest regulament, acest ONG, nu e nicio problemă. Dar sunt convins că primarii din județul Buzău sunt alături de mine. Vorbeam despre un bilanț al primelor 3 luni și o să ajung la un alt eveniment, am putea să-i spunem așa, pentru că în ultimii ani nimeni dintre buzoieni nu era obișnuit să-i vadă pe polițiștii locali pe stradă în acțiune atât de des. Foarte multe amenzi date, bani foarte mulți care au ajuns în bugetul primăriei prin aceste amenzi aplicate. Și aș vrea să-mi spuneți cum mai stau lucrurile la poliția locală. Știu că și polițiștii au deschis câteva acțiuni.
Da, deci vis-a-vis de amenzi, să nu se bucure buzoieni așa de tare că aceste amenzi s-ar încasa, pentru că 80% nu se încasează, pentru că sunt date unor oameni care mai au multe amenzi. Deci în momentul ăsta în primărie avem vreo 60.000 de amenzi nerecuperate. Însă să facem acțiuni să recuperăm acești bani. Asta spune legea, asta facem. Deci polițiștii locali, așa cum am spus-o, 323 dintre ei, așa cum am stabilit Curtea de Conturi că s-a încălcat legea, în sensul că 323 cei care au fost angajați, majoritatea celor care au fost angajați pe bază de contract, trebuie să plece pentru că legea spune că trebuie să existe un polițist la 1000 de locuitori. Nu s-a schimbat nimic din prima zi în care am spus acest lucru și am avut acest document de la Curtea de Conturi. Pe partea cealaltă, trebuie să înțeleagă toată lumea. Nu ne puteam permite o asemenea forță de poliție locală. Anual, această forță de poliție consumă 240 de miliarde de lei vechi, 24 de milioane de lei noi. Este enorm pentru un oraș ca Buzău. Oradea, care este un oraș care are 40-50 de mii de locuitori în plus față de Buzău și este mult mai industrializat, a atras numai fonduri europene în programul 2007-2013, are doar 60 de polițiști locali. Și noi aveam practic aprobate 500 de posturi, în fapt erau vreo 467. Sunt vreo 467. Deci astea sunt diferențele. Se va aplica legea, dar în același timp încerc să găsesc soluții, le-am mai spus-o, am rugat firmele de pază, s-au terminat evaluările de risc, ei știu ce înseamnă treaba asta la fiecare obiectiv unde își făceau paza, pentru că vorbim 99% sunt oameni care asigurau paza școlilor, a bibliotecii județene, a comisariatului și încă câteva obiective. După ce va înceta activitatea lor, vor avea o șansă să discute cu firmele de pază care vor câștiga aceste licitații pe fiecare obiectiv și să-și găsească un loc de muncă acolo. Pentru că asta am încercat, în fiecare măsură care am luat-o, am încercat să dau și o variantă, chiar dacă unele nu mi-au convenit, respectiv mutarea oamenilor care vând în general carte și rechizite de pe Alia Trandafirilor în Piața Dacii. Nu-i locul lor acolo, sunt conștient de treaba asta. Dar am vrut să le dau o șansă, hai să le mai colorăm, hai să mai facem ceva, mai schimbăm imagine. Pe partea cealaltă, la cei cu chioșcurile, care au ridicat chioșcurile într-o noapte, la ora 12 noaptea, le-am dat varianta de la Piața de Mărfuri Industriale. O parte s-au dus acolo, s-au ocupat locurile de acolo. Asta este, nu avem încotro. Deci trebuie să încercăm să facem ceva, dar în același timp să mai dăm o variantă până vom avea proiectele alea cu bani mulți în care să schimbăm într-adevăr fața Buzăului. Și se va întâmpla de anul viitor, înțeleg. Sunt condiții pentru a începe anul viitor. Cu siguranță, dacă lucrurile vor evolua normal, luptăm acum în această perioadă, vă spuneam, pe de o parte, să câștigăm încrederea buzoienilor că suntem peste tot și încercăm să facem ceva, să-i ajutăm și avem toate canalele și toată dispoziția pentru acest lucru. În același timp am redus costurile, dar pe partea cealaltă, tot acest timp, lucrăm la proiectele care vor începe de la anul. Cu asfaltarea totală, ați văzut săptămâna asta tătern acel sondaj care ne ajută foarte mult în planul de mobilitate urbană care va fi încheiat în noiembrie. Fără ăsta nu puteam să accesăm cele 25 de milioane de euro, cu totul 31,15 milioane de euro pe axa 4, care înseamnă mobilitate urbană și încă 3 programe în care vom aduce și autobuze, vom face asfaltarea totală pe toate străzile unde circulă transbuzul. Bineînțeles, mai rămân străzi neasfaltate. Avem un proiect pentru 168 de străzi în care sunt prise și astea. Bineînțeles că rușinea rușinilor pentru acest oraș sunt 40 de străzi neasfaltate în Buzău. Deci astea va trebui cu prioritate să le asfaltăm, pentru că suntem totuși în secolul 21, suntem într-un oraș, nu suntem într-un sat. Din fericire au început, sau din nefericire pentru noi, au început să fie localități întregi la țară asfaltate total. Mergeți în Poștacul Nou, este absolut incredibil. Da, Consiliul Județean a continuat asfaltările pentru că au mai avut câțiva bani în buget. Nu, Consiliul Județean a fost acolo, tot fonduri europene au fost. Tot fonduri europene că de la primărie. Ei au reușit să atragă fonduri europene, bineînțeles să putea face treaba asta și în perioada 2007-2013. Asta a fost situația, nu sunt eu vinovat pentru treburile astea, încerc să, în mandatul ăsta, să fac ce pot eu, nu mai dau pe alții. Domnule primar, spuneați mai devreme că cele 40 de străzi neasfaltate sunt o rușine a Buzăului. O altă mare rușine a Buzăului care ne face așa să semănăm chiar cu un sat este Gara Buzău. Știu că nu aveți atribuții acolo, nu aveți putere, dar v-am auzit în campanie electorală spunând că veți lua legătura cu cei de la CFR Galați. Ați luat legătura cu acei oameni? Bineînțeles, am fost și la Galați.
L-am invitat și pe domnul director general de la CFR Infrastructură Regională Galați, domnul Aurel Cotârlă. A fost deja o licitație pe data de 5 septembrie. Au fost mai mulți candidați, mai multe firme de construcții. Din păcate nu s-a putut califica niciuna, pentru că lucrul ăsta cu CFR-ul înseamnă niște certificări speciale. Dumnealui a spus atunci, când câteva săptămâni va da un câștigător, prin negociere directă cu unul dintre ei sau cu altul, și sper să reușim. Dumnealui mi-a promis treaba asta până la sfârșitul acestui an, să facă cele două peroane și traversarea aia sau subtraversarea pe sub calea ferată, care din păcate s-a transformat într-o toaletă publică. Da. Deci am promisiunea directorului general de la regional CFR Galați. Nu aparține de primărie, dar mai mult de atât nu pot face, pentru că nu există, nu e în competența mea și poate la disperarea care este acum ar fi fost o primă prioritate, disperare cu banii. Am fi rupt de oriunde să facem acest lucru, dar nu putem legal să acționăm. M-am folosit de faptul că un văr de-al meu, care mi-e și prieten foarte bun, este director general la CFR Marfă și prin intermediul lui am ajuns la prietenul lui, domnul Aurel Cotârlă, director general, și mi-a promis amândoi că ne vor ajuta. Spuneați... Și ei duc lipsă de bani și CFR-ul are lipsă de bani cronică. Da, dar alte gări arată mult mai bine așa, decât este gara noastră și atunci ar trebui gara să fim chiar dragă, pe ultimul loc. A rămas probabil ca să fie în acord cu tot ce era în oraș. Dacă înflorea orașul, probabil că asta înseamnă că dacă va fi de acum înainte, vom avea și o gară pe măsură. Nu se bate din palme, dar încercăm peste tot să vorbim, să luăm măsuri unde putem, în dreptul nostru, dacă în dreptul alții, îi rugăm frumos. Pe lângă această îngrijorare a buzoienilor referitoare la străzile ce urmează să fie asfaltate și cât va mai dura până vor avea și ei străzi asfaltate, există multe alte îngrijorări. Vorbeați mai devreme despre oamenii care vă opresc pe stradă și vă întreabă de ce plătesc apă meteorică și de ce e apa atât de scumpă. Alții întreabă ce se va întâmpla la iarnă cu căldura, pentru că ați declarat de câteva ori că nu prea sunt bani pentru subvenția gigacaloriei. Ce se va întâmpla? Deci cel puțin anul ăsta, hai să vorbim de căldură, că e iarna mai aproape, vorbim și de apa meteorică. Deci la nivel de căldură, deci până la sfârșitul anului găsim bănuți, v-am spus că s-au mai făcut economiile astea și reușim să rupem și aici bani ca să meargă toată treaba așa cum trebuie. Începând de la anul însă, va trebui această societate să treacă pentru o restructurare, pentru că ea în momentul ăsta are vreo 20 de milioane de euro datorii, pe care nu le poate plăti din activitatea proprie, vorba de datorii la bănci, datorii la bugetul statului, și, bineînțeles, nu poate să susțină, să mai susțină una dintre cele mai ieftine gigacalorii din România. Nici primăria nu poate să realizeze acest lucru. Gândiți-vă că anul trecut s-au luat 25 de milioane de lei, adică 250 de miliarde, de la trezoreria statului și s-a luat un credit pe 20 de ani de către primăria Buzău cu care s-a plătit căldura pe iarna trecută. Deci nu suntem în aceeași situație. Am fost împreună cu domnul deputat Marcel Ciolacu, am fost și la domnul viceprim-ministru Dâncu, am fost și la doamna ministru de finanțe Anca Dragu. Am scris domnului prim-ministru Cioloș un memoriu. Din păcate anul ăsta se pare că nu vor fi bani. Pentru că până acum era aproape o regulă, o cutumă. Nu sunt bani, făceau o scrisorică și subvenționa toată gaura. Nu se mai poate. Deci Buzău nu poate susține 250-300 de miliarde de lei anual. Deci din banii care se strâng la municipiul Buzău. Subvenționăm căldura pentru cele 15.000 de apartamente, dar nu vom mai avea absolut nimic în oraș. I-ați îndemnat pe buzoieni dacă au posibilitatea să se debranșeze de la RAM? Acum nu mai pot, dar probabil anul viitor va trebui să facem o creștere a tarifului, pentru că nu avem cum, nu rezistăm, deci trebuie să înțelegem cu toții treaba asta. Probabil atunci se vor dezlega mulți, dar deocamdată acum în prag de iarnă nu se mai poate încuraja așa ceva, pentru că nu se dezechilibrează toate sistemele, că e o chestie tehnică aici. Deci nu e pur și simplu, ai pus dopul la caloriferele care îți venea căldura de la RAM, treaba este mai complicată un pic. O altă îngrijorare de această dată a funcționarilor primăriei și a polițiștilor locale, a tuturor celor care lucrează în centrele și societățile subordonate primăriei, este aceea a noii organigrame. Când sosește noua organigramă? Pentru că de atunci înțeleg că vor fi și disponibilizările despre care s-a tot vorbit.
Da, deci o așteptăm din zi în zi această organigramă și o aștept cu o înfrigurare, pot să vă spun, pentru că în momentul ăsta, din păcate, cel puțin pe funcțiile de șef, avem foarte, foarte puțin. Marea majoritate sunt provizorii, așa cum știți, după ce a intrat DNA-ul, DIICOT-ul, ieșiri la pensii, cazul ăla nenorocit cu doamna care a căzut de la etajul 3, practic noi nu mai avem șef în primărie, de la secretar până la tot ce vreți pe acolo. Este foarte, foarte greu să lucrezi în felul ăsta pentru că trebuie stabilitate. Deci pentru treaba asta, odată cu venirea organigramei și trecerea ei, aprobarea ei de Consiliul Local printr-o hotărâre, într-o primă ședință extraordinară, dacă se întâmplă să ne vină mâine sau lună, să o fac chiar săptămâna viitoare, pentru că trebuie să intrăm în iarnă cu o altă organizare. Pentru că această organizare înseamnă și, cum să vă spun eu, punerea în aplicare a proiectelor cu care m-am prezentat până la urmă în fața buzoienilor în această campanie electorală care a avut loc în iunie. Este vorba de dezvoltare economică a orașului, este vorba de asfaltare, este vorba de ridicarea performanței școlare în acest oraș prin ceea ce am gândit acolo, atragerea de fonduri europene. Deci în momentul ăsta, ca să vă dați seama cam cum stăm sau cum stăteam, deci există două doamne într-un beci în subsolul primăriei care răspunde atragerea fondurilor europene. Deci nu se poate. Deci una din doamne, domnul, scoateți-ne de aici că, cu dosare, că dosarele au început să muncăgăiască, dar problema e și de viața lor acolo. Treaba este foarte complicată. Da, lucrează într-un beci. Pur și simplu într-un beci printre niște conducte, într-un spațiu mai strâns decât suntem noi doi aici la masa asta. Deci nu se poate așa ceva. Și mai vreți să atragi fonduri europene. Deci vom avea o echipă competitivă aici. Sper să creăm o echipă competitivă astfel încât să putem atrage foarte mulți bani. Și, da, pentru că nu este normal. Vă spuneam de Oradea mai devreme, a atras vreo 260-270 de milioane de euro în ciclul ăsta 2007-2013, care s-a terminat de fapt în 2015, și noi am atras vreo 26 de milioane de euro. Ceva la Marghiloman, echipamentele astea video, bucata de pe Cuza Vodă, e foarte, foarte puțin. Mai sunt multe subiecte despre care aș vrea să vorbim. O să citim imediat și mesajele care au sosit, apoi în partea a doua vorbim cu telespectatorii în direct. Dar, pe scurt, am aflat astăzi că, deoarece primăria a devenit neîncăpătoare, așa cum spunea, sunt angajați care lucrează într-un beci al primăriei, v-ați hotărât să mutați birourile de interes public la bazar. A apărut o altă problemă. Oamenii care vând acolo se întreabă ce se va întâmpla cu ei. Deocamdată este o idee. Acel spațiu este al primăriei concesional la Urbis. Voi încerca, cum am încercat peste tot, să găsesc soluții pentru toată lumea. Dar în momentul ăsta, cetățeanul buzoian, efectiv, este chinuit. Nu mai vorbesc de angajații primăriei, care stau câte 5-6 într-un spațiu extrem de mic, îngropați în dosare. Deci nu se poate asigura nici confidențialitate, nici, cum să spun, un timp de răspuns. Pentru că eu fac 10, 12, 14 ore pe zi, dar ei din momentul în care le intră o hârtie în primărie până reușesc să dea un răspuns, pentru că trebuie să te uiți pentru o mulțime de hârtii. Și trebuie să verifice, pentru că de foarte multe ori, Doamne ferește, chestia asta înseamnă bani și până la urmă înseamnă libertatea și a lor și a mea. Dacă nu dai niște răspunsuri corecte, mai ales când este nevoie de bani. Mă gândesc în primul rând la direcția economică. Deci trebuie să facem ceva, trebuie acel ghișeu unic. Dacă ai o lucrare mai complexă ca cetățean al Buzăului și ai venit în primărie, trebuie să bați la nu știu câte uși. Bineînțeles că sunt oamenii nemulțumiți și angajații primăriei sunt nemulțumiți și tot timpul este o tensiune așa extraordinară. Stau 4 ore jumate în fiecare lună la audiențe și oamenii se plâng de tot felul de situații, de tot felul de chestii care li se întâmplă. Deci trebuie să încercăm să rezolvăm această problemă și m-am gândit la acest bazar, care este o clădire mare cu 2 etaje, 2 intrări, ar putea să facă față unei astfel de încercări. Nu costă nici mult reabilitarea și schimbarea în servicii pentru a muta niște servicii din primărie, mai ales cele care, în principal, cele care lucrează direct cu cetățeanul buzoian. Pentru că este bine și pentru cetățean, este bine și pentru salariatul primăriei ca să poți discuta normal și să fii mult mai eficient. Pe lângă toate problemele pe care le avem și vă confruntați și dumneavoastră cu ele, sunt și evenimente frumoase în Buzău și înțeleg că pregătiți câteva. Aș vrea să ne spuneți despre Ziua Recoltei, când va fi și ce se va întâmpla, și înțeleg că sunt vești și pentru vârstnici.
Sunt mai multe evenimente până la sfârșitul anului, din bănuții ăștia puțin care îi avem, bineînțeles cu ajutorul unor sponsori, dar nu de aia ca la Olguța Vasilescu așa, și pe urmă să părească că nu știu ce bani mi-au dat, nu așa, nu facem chestia asta. Am vorbit cu domnul director Florea de la Direcția Agricolă și am conturat împreună un proiect frumos, după care am vorbit și cu domnul Neagu să ne ajute cu partea de partea artistică, ca să zic așa, pentru că i-au mai dezvoltat această zonă și să facem acea zi a recoltei care o știu din copilărie, dar să o facem pentru prima dată în piața Daciei, inclusiv cu animale, cu cai, cu trăsuri. Deci cred că va fi frumos și pentru copii, cu legume, cu fructe, cu must, cu pastramă, cu produse tradiționale buzoiene, cu meșteri populari. Când va fi exact? Pe 15 octombrie și azi am avut o întâlnire cu domnul Florea, directorul Direcției Agricole, pentru că discutăm în fiecare zi să pregătim totul așa cum trebuie. Bineînțeles, în paralel cu acest eveniment, sau până atunci, vom finaliza și evenimentele legate de Ziua Internațională a Vârstnicilor. Și în afară de ce s-a întâmplat până acum, respectiv acordarea unor premii, unor diplome, flori pentru cei care au făcut 100 de ani, pentru cei care sărbătoresc 50 de ani de la căsătorie, de când s-au căsătorit, și pentru alții veterani, ca să le spun așa, voi da curs și ceea ce am promis în campania electorală, respectiv să tot pentru vârstnici acele campionate de table, de remi, de șah. Și începând de săptămâna viitoare se pot înscrie și până pe data de 15 să țină și concursurile, astfel încât pe scenă să vedem cine e campionul Buzăului la table, cine e la remi, cine e la... Deci, șah. Deci este important să creăm competiție și la veteran, dar și mai ales în mediul școlar. Da, este bine că pe lângă toate grijile pe care le au buzoienii, mai există și astfel de momente. Încercăm de Crăciun să creăm o atmosferă foarte frumoasă, cu bani puțin, bineînțeles, vor fi mai multe evenimente. Bineînțeles, Revelionul tot la fel să fie tot în piața Daciei, nu? În piața Daciei, am zis, nu sunt de acord cu o mulțime de evenimente în piața Daciei, dar până vom reuși să rezolvăm Drăgaica, în sensul să transformăm acel loc de aproape 2 hectare într-un teren pentru expoziții, pentru evenimente, pentru... va mai dura un pic. Întâi trebuie proiectul și pe urmă să-l vedem din ce-l finanțăm, în funcție de cât costă. Deci nu este un proiect pentru, probabil pentru 2017, dar probabil în 2018 va fi atacat și el. Referitor la Revelion, eram obișnuiți până acum ca primăria să fie atașată de o anumită firmă de producători care aduceau cam aceiași artiști. Va fi un alt fel de Revelion? Veți schimba impresarii? Nu știu ce a fost până acum. Am văzut deja o listă pentru partea asta de Crăciun. Am dat-o înapoi și am spus celui care mi-a dat-o că îl rog foarte mult să nu mai vină cu astfel de încercare asupra mea, pentru că nu prea erau buzoieni pe acele liste. Țin foarte mult la artiștii buzoieni și trebuie ajutați. Asta înseamnă că de la anul, atunci când vor fi și bani, veți aloca și pentru cultură. Cu siguranță. Deci e unul din punctele sensibile și e un lucru la care țin foarte, foarte mult. Eu am anunțat în campanie electorală atunci doar două consilii. Deci am făcut deja primele întâlniri neoficiale, o să le lansăm și oficial. Vorbesc de Consiliul pentru Dezvoltare Economică a Municipiului Buzău. Deci ne-am întâlnit zilele trecute cu crema mediului de afaceri din Buzău, astfel încât să reușim să creăm așa startul. Și bineînțeles, împreună cu profesorul Țepeluș de la Liceul HDU, deci cu altă echipă pe educație, Consiliul pe Educație. Și bineînțeles că va urma la anul un Consiliu pe Cultură. Neanunțat, dar vreau neapărat împreună cu oamenii ăștia care sunt în acest fenomen să iasă niște programe, pentru că putem să batem câmpii, bă, le scrie Toma pe toate, nu o să facem absolut nimic, nu sunt așa de pregătit să fie în stare, dar trebuie să-i luăm pe oamenii care se pricep la astfel de lucruri. Mediul de afaceri vin cei care sunt cei mai buni aici, mediul ăsta
educațional să luăm, cei mai performanți oameni și care și vor, pentru că poți să ai niște genii aici, dar care nu poți lucra cu ei. Deci mă interesează și oameni care au un pic de har să lucreze voluntar la un asemenea proiect. În acea organigramă existând un birou de educație și performanță școlară, deci de 3 oameni, sper să am și 2 profesori în acest birou, cu care să, cum să vă spun eu, să fie nucleul plătit, ca să zic, al acestui consiliu și, bineînțeles, pentru dezvoltare, Consiliul de Dezvoltare Economică este un birou de dezvoltare economică locală, care tot așa va fi nucleul plătit, ca să zic așa, la tot ce înseamnă implementarea programelor, planurilor de acțiuni pe care ni le propunem în cele 2 consilii. Și va mai fi anul viitor un consiliu pe cultură. O să ne oprim pentru publicitate, da. Apoi vorbim și cu telespectatorii, citim și mesajele atât de multe cât va fi timp. Revenim în câteva minute.